În jurnalul de ieri, la rubrica Zile de Reghin, v-am provocat să vă spuneți părerile în legătură cu procentul extrem de scăzut de promovabilitate al examenului de bacalaureat sesiunea de toamnă. Haideți să urmărim câteva opinii ale reghinenilor. Nu toți au talentul să învețe. Unii merg numai la școală că îi musai. Așa e metoda, dar nu toți sunt capabili să dea un examen din ăsta de verificare a cunoștințelor. Nu învață! Ăsta-i singurul motiv, ce să... Eu știu că noi n-am luat bacalaureat, noi am avut examen de maturitate. Și am avut scris matematică, scris limba română și 7 materii pentru care ne-am examinat în aceea zi. Intram dimineața și așam la prânz. 4 elevi răspundeam. Și vă spun, din toți 3 ani, că noi am făcut cu 10 clase, școala medie, și examenul a fost din materia celor 3 clase a școlii medie. Intram dimineața, luam biletul la istorie, ne pregăteam, după aceea răspundea unul la istorie, răspundea al doilea, până când răspundea al doilea, luai alt bilet la altă materie și tot așa. Și ieșeam la prânz cu un cap cât un dulap. Vă sunt lăsați puțin cam libertini, tineretul din ziua de azi, și educația e lasă de dorit, să știți. Eu așa cred. După noi suntem acum la o vârstă destul de înaintată și ne dăm seama. Nu mai există respect nici față de oamenii mai în vârstă, nici față de profesori, nici față de părinți. Nici față de părinți. Asta e. Cerșătoria este o problemă cu care ne confruntăm zi de zi. La Reghin, un cerșetor câștigă până la 50 de lei pe zi. Pe unii cetățeni, cerșetoria îi ajută să-și asigure un venit. Soluția este ca fiecare dintre noi să luptăm contra acestui fenomen și să refuzăm să mai oferim bani celor care apelează la mila noastră. Dorim să aflăm opinia dumneavoastră. Ce părere aveți? Cum se poate eradica acest flagel? Dumneavoastră, cum reacționați atunci când sunteți acostați de cerșetori pe stradă? Așteptăm comentariile dumneavoastră pe pagina de Facebook Zile de Reghin ori pe forumul ziledereghin.ro. La revedere!